dragi prieteni, vă salut cu mare drag. În această zi frumoasă mergem împreună cu dumneavoastră să spunem un sincer la mulți ani doamnei Vera, care împlinește o frumoasă vârstă, iar această frumoasă surpriză și specială vine din partea celei mai dragi, celei mai apropiate ființe, pentru că sângele apă nu se face, iar dragostea dintre surori este cea mai puternică, cea mai curată și nu se schimbă niciodată. Deci, haideți împreună să aducem emoții frumoase doamnei Vera. La mulți ani trăiască, cu zime să petrece a ta viață frumoasă. Iubirea s-o păstrezi ca razele de soare. Azi e ziua ta și e sărbătoare. Îți spunem la mulți ani, la mulți ani trăiască, cu zime să petrece a ta viață frumoasă. Și în special, cu mare drag, îi spun astăzi bună ziua și bine am găsit-o pe cea mai frumoasă, cea mai minunată, cea mai specială doamnă care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Vă rog frumos să o aplaudăm! Doamna Vera, astăzi este o zi specială, este o zi frumoasă, o zi importantă pentru dumneavoastră și pentru toți cei care vă cunosc, care vă respectă și care vă iubesc. Astăzi ați adunat în jurul dumneavoastră oameni buni, precum sunteți și dumneavoastră. Oameni cu sufletul mare și curat, precum sunteți, precum îl aveți și dumneavoastră. Iar cu regret, cineva care lipsește, cineva care tare, tare, tare vă iubește, dar cu regret nu poate fi prezent la masa de sărbătoare. Cum credeți? Uitați-vă așa atent la fiecare oaspete pe care îl aveți și cei care astăzi nu sunt lângă dumneavoastră. Nepotul? Poate și nepotul cu siguranță vă transmite mulți ani trăiască. Sora? Sora este cea care astăzi, prin intermediul nostru, a decis să vă surprindă frumos, să vă dorească o viață lungă, împlinită, fericită. Și, cu siguranță, cele mai frumoase flori vin pentru cea mai minunată, cea mai specială, soră. Sunteți patru surori, patru suflete pereche, patru picături, una din cealaltă. Iar, cu regret, astăzi una este la departare. Dar să știți că, indiferent de distanța care este, indiferent de kilometri care stau între dumneavoastră și ea, dragostea este cu mult, mult mai mare. Cele mai frumoase flori vin pentru dumneavoastră. Și dacă îmi permit oaspeții, nu vă rețin mult, promit, dar am și un mesaj pe care vreau să-l citesc. La mulți ani pentru cea mai iubită surioară, draga mea, regret nespus că nu sunt lângă tine astăzi, să te cuprind, să-ți spun la mulți ani așa cum o făceam în copilărie. Dar sunt atât de norocoasă și recunoscătoare că pe lângă faptul că părinții mi-au binecuvântat cu cele mai bune surori, am și cea mai bună prietenă, cel mai sigur sprijin și cel mai deznădejde ajutor. De ziua ta îți doresc să-ți râdă soarta și să se realizeze cele mai dorite vise. Să te știu în fiecare zi plină de energie, optimism și bună dispoziție. Să ai parte de multă, multă sănătate, fericire și norocul să meargă oriunde după tine. Iar familia să-ți fie mereu alături și să te înconjoare numai oameni buni, precum ești și tu. Să știi că oricând te iubesc și îți voi fi alături mereu. Cu mult dor și drag, sora Angela, cumnatul Marin și feciorii, nepoții dumneavoastră, care astăzi vă urează din suflet un sincer la mulți ani. Această cutie de ciocolată este pentru dumneavoastră la fel. Și această sticlă de vin fumant, vreau ca să o deschideți mai spre seară sau poate mâine, în duminică, când vă veți odihni și veți savura câte un pahar de vin fumant în închinarea celor ani care au trecut, cei mai frumoși, urmează să vină abia în viața dumneavoastră, pentru că
Viața uneori ne complică cu probleme, cu griji, dar toate astea au rămas în urmă. Acum este momentul să vă bucurați de nepoței, de copii și de toate realizările pe care le aveți. Dar vreau să vă zic că pe lângă faptul că sora dumneavoastră este cea care a pus la cale această surpriză, mai există și alți oameni care vor să vă transmită un sincer la mulți ani. Și la fel, cu regret, lipsesc astăzi de la masa dumneavoastră de sărbătoare. Cea care vrea să vă transmită astăzi un sincer la mulți ani, să vă dorească din suflet sănătate, viață lungă, binecuvântată, zile senine, oameni dragi mereu alături, numai bine, este Cuscra Renata din Germania, care la fel astăzi vă transmite prin intermediul nostru un sincer la mulți ani. Viața dumneavoastră mereu fericită, împlinită, iubită, înconjurată de oameni buni, să aveți mereu lângă dumneavoastră copii și să vă mândriți pentru că alături și împreună cu soțul dumneavoastră ați crescut și educat copii minunați, de care cu siguranță acum vă mândriți. La mulți ani încă o dată și din partea ei, această orchidee este pentru dumneavoastră și aici mai am ceva dulce. Împreună, eu știu că aveți muzică astăzi, este totul pregătit, sărbătoarea abia a început, dar vă rog frumos să mă ajutați să cântăm mulți ani trăiască, Doamne Vera, împreună cu dumneavoastră. Bine? Da. Haideți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, doar în zilele de sărbătoare, dar oricând, pentru că în viața noastră totul se face cu oameni și cu siguranță îi aveți alături pe cei mai buni dintre cei mai buni. Să trăiți frumos, să fiți binecuvântată, să aveți parte de tot ceea ce vă dorește sufletelul și fie ca cei dragi pe care îi păstrați acolo și vă rugați pentru ei în fiecare seară, să fie sănătoși și mereu alături de dumneavoastră. Noi vă dorim din suflet o zi cât mai frumoasă în continuare, distracție pe cinste și să petreceți așa precum vă doriți. La mulți ani încă o dată! Mulțumim frumos! Multă bucurie primește vârsta ta, rodul împlinirii te va alina. Păstrează-le o viață oriunde te-ai aflat.